Mă numesc Radu Palaniță, am 40 de ani și sunt mecanic auto. Primul meu job a fost alături de tatăl meu, de la care am învățat o meserie. Am făcut chestia asta în paralel, școala și cu munca. Și la un moment dat pot să spun că am ales munca. Am fost o familie modestă. Cu siguranță au fost unele lipsuri în copilărie. Și cred că chestia asta cumva m-a făcut să zic vreau eu să câștig banii mei, să-mi cumpăr eu ceea ce îmi doresc eu. Cam de pe la 14 ani mi-am câștigat singur bani. De fel, sunt o persoană mai retrasă, mai tăcută, dacă pot să spun așa. Nu prea vorbesc. Acum e o minune că vorbesc mai mult ca de obicei. Mai ai câteva minute și urmează să urci pe scenă. Te las să-ți intri în stare și îți urez succes. Mersi frumos. Nu este prima dată când particip la un concurs. Am participat recent la Vocea României. Din păcate, nu am reușit să întorc niciun scaun. Sper la un 3 de da. Sper la un 3 de da. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Radu Palaniță. De unde veniți, domnul Radu? Din București. Din București. Și cu ce vă ocupați? Sunt mecanic auto. Bun! I grew up nothing. Oi! I who have no home. Septembru frumos. I told you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but hope. I love you. Băi, ce frumos. I who have nothing. I who have no one must watch you go dancing by, wrapping the arms of somebody else when darling is home. Who loves you? I love you. I love you. Realmente, eu nu mi-explic asta, pentru că, bă, n-ai, toți am trecut până viață. Măcar odată ai cântat la duș singur, la o petrecere, când erai mic, să nu te fi pus părinții niciodată. Ia zi, mă, mic, la școală, la ora de muzică. Mă, chiar așa toți profesorii să fi fost cu dopuri în urechi, să nu fi sesizat unul, că băiatul ăsta are un timbru cu totul aparte și are și voce, ureche muzicală. Păi, eu mi-aduc aminte în școală, când profesorul de muzică încerca să alcătuiască corul școlii, nu m-a primit. M-a testat un pic și a zis că nu. Ok. Chiar mi-a recomandat să mă duc la basket. În perioada aia se racolau tinere talente la basket din curțile școlilor și am făcut 8 ani de basket. Poate de acum încolo, iată noul meu coleg de breaslă, Radu. Să rămână. Îți doresc succes în tot ce faci și
Mi se pare incredibil, știi, cum abia la vârsta asta ți-ai dat seama de talentul ăsta incredibil. Ce voce superbă. Florin. Se întâmplă următorul lucru, măi copii. Deci, câteodată, știi, nu trebuie să lași doar pe mâna destinului sau pe mâna, eu știu cui, știi? Atunci eu vă spun ceva, eu cel puțin de un mecanic auto am nevoie. Vai, da. Nu cred. Vreau să te responsabilizez. Aproape că mi-au dat lacrimile văzându-l, că mi-i vine să creadă, că îi simt încă acest lucru. Vă mulțumesc frumos! Am simțit și eu o tristețe așa în ochi. Nu știu câte șanse a primit omul ăsta de-a lungul vieții. În schimb, una dintre cele mai importante i s-a oferit acum. E cu lacrimi în ochi, mă! Un om pentru care viața a fost nedreaptă are ocazia să o întoarcă pe partea cealaltă. E foarte despre adevăr aici. Este exact cum simt ei, că ar vrea să fie, dar n-au avut niciodată curaj să spună. Aici e farmecul acestei emisiuni. La suflet mi-a mers. Acordarea acestui Golden Buzz este o reacție pură de emoție. Eram încremenit, adică... Vă spun sincer, m-am bucurat enorm pentru el, pentru că e genul ăla de om care încă nu știe ce diamant deține, știi?